Am zis că e cazul să mai fac un Q&A pentru că nu am mai filmat unul de, sincer, mult timp. Nu mi-am amintesc exact când l-am filmat pe celălalt, dar, slavă Domnule, curiozități sunt tot timpul și primesc foarte, foarte des întrebări. Întrebări repetitive, mai ales la cele vreau să răspund astăzi. Așa că asta vom face. Am scris de dimineață o postare pe YouTube, acolo la rubrica Comunitate, cred că se numește, în care vă rugam să-mi lăsați întrebări. Mi-ați lăsat, vreau să dau un refresh să vedem în momentul ăsta câte întrebări s-au adunat. Am aici laptopul care stă pe măsuța de la Jumbo. Ia să vedem câte întrebări sunt. 114 comentarii. Foarte multe dintre aceste întrebări se repetă. Pe Instagram am văzut că mi-a pus o fată o întrebare, dar era o întrebare care se repeta. Cum spuneam, foarte multe întrebări se repetă. O să intru în mai multe subiecte, primesc multe întrebări, vă dați seama, despre iubit, despre unde lucrez, despre tot felul de chestii. Am aici o cană cu ceai pe care prefer să o pun, sincer, deoparte și nu lângă laptop. Sper să nu mi-o dea nimeni jos, a venit micul să stea cu noi. Bun, hai să trecem la întrebări. Să vedem. Bun, prima întrebare pe care o văd aici este câți ani ai? Am 22 de ani. După aceea, câte kilograme și ce înălțime ai? Am, deci nu știu câte kilograme am, eu ce-i drept. Întotdeauna cu kilogramele și cu înălțimea nu am știut aproape niciodată, dar s-a tot întâmplat să trebuiască să fiu, adică să fiu măsurată în diferite cabinete. De exemplu, ultima oară când mi-a fost măsurată înălțimea a fost când mi-am făcut o analiză pentru astm, acum niște luni când îmi făceam dosarul de bursă de boală, pentru că am luat bursă de boală pe parcursul facultății, datorită astmului, zic datorită pentru că chestia e singura chestie pozitivă, singurul lucru cu care m-a ajutat astmul viața asta a fost faptul că am luat bursă datorită lui. Și atunci aveam 1,72. Dar în funcție de locul în care mă măsoară și cine mă măsoară și cum mă măsoară, am 1,70, 1,71, 1,72. Așa că de obicei asta zic, am 1,71, 1,70, depinde. Și la kilograme, sincer, nu știu să vă ajut. Toată viața mea am fost foarte slabă, după care anul trecut aveam 58 de kilograme, pentru că mama a îngrășat aparent, dar de când fac sport și așa, am mai pus masă musculară și am, nu știu, cred că în jur de 55 de kilograme, ceva de genul. Pentru mine să știți că nu e relevant și nu vă sfătuiesc să vă luați după aceste norme, după aceste, nu știu cum să le zic, calcule care sunt făcute, pentru că știu că sunt anumite site-uri unde vezi, ok, dacă ai 56 de kilograme, trebuie să ai nu știu ce înălțime. Dacă ai nu știu ce înălțime, trebuie să ai nu știu câte kilograme. Mi se pare foarte aiurea și nu mi se pare ceva după care ar trebui să vă luați. Important este, nu știu, cum vă simțiți voi, cum se așează hainele pe voi și, nu știu, nu mi se pare ok să zicem că e o persoană care e de aceeași înălțime cu mine, da? Și are 56 de kilograme, eu am, să zicem, am 54 și are acele 2 kilograme, să zicem, pe sân, pentru că are sânii foarte mari. Asta ce înseamnă? Pe restul corpului e identic cu mine, doar că are sinii mai mare. Asta înseamnă că trebuie să slăbească? Nu. Deci nu vă luați după chestia asta, asta așa ca să divaghez, pentru că mă pricep la asta. Te-ai înscris la mastera sau încă nu ai dat licența? Ar trebui să vă citesc oare și numele? Nu știu. Asta m-a întrebat Alina Gavrilă. Nu m-am înscris la master și nu am de gând și referitor la licență am primit de asemenea multe, multe întrebări despre clipul cu facultate pe care vi l-am promis acum câteva luni. De fapt, cred că vi-l tot promit de un an de zile de când m-am apucat de YouTube. Și v-am spus că va urma un clip cu facultate în care să vă povestesc, însă nu-l fac încă pentru că nu mi-am dat licența. Am avut opțiunea să-mi dau licența în iulie și în septembrie acum, însă nu am reușit, nu că nu mi-am propus neapărat. La un moment dat chiar mă simțeam nașpa că, băi, nu ai reușit să te organizezi, dar pur și simplu vara asta m-am ocupat extrem de mult de YouTube și o să ajung mai târziu și la subiectul acesta pentru că sunt foarte multe întrebări referitoare la subiect. Dar nu a fost o prioritate pentru mine. Asta este, nu că n-am putut, nu că n-am fost în stare sau o chestie de genul, însă nu m-am preocupat de licență și, sincer, pentru mine faptul că o dau licența în iulie, septembrie sau în februarie, așa cum am de gând să o fac, nu mi se pare nicio diferență. La fel, nu cred că ar trebui să fiu neapărat judecată pentru asta, adică clar n-ar trebui să fiu pentru că este alegerea mea personală, însă asta nu înseamnă că m-am preocupat puțin de facultate. Eu am luat bursa aproape în fiecare semestru din facultate și am fost printre primii întotdeauna ca note, lucru care pentru mine nu este neapărat relevant, chiar nu mi se pare important, dar așa ca idee m-am preocupat de facultate, am fost la facultate, am participat la cursuri, mi-am dat toate examenele, n-am avut în viața mea o restanță și nu am copiat în viața mea alt subiect în care o să intru probabil tot în clipul cu facultate. Însă pentru mine n-a fost importantă treaba cu licența, având în vedere că nu vreau să mă angajez în viitorul apropiat în domeniu. Probabil dacă aș fi vrut să mă angajez, nu știu, din iulie, imediat după ce se termină facultatea, să mă angajez în domeniu, aș fi dat licența cu siguranță. Dar nu a fost pentru mine o prioritate. Dar nu vă faceți griji că o să-mi dau licența în februarie.
și cândva după acest lucru, probabil cândva în primăvară, voi face și clipul despre facultate, pentru că știu că există curiozități și poate vă ajut în vreun fel să vă decideți și voi. Cine te inspiră să faci vlog? Mă întreabă Marta Grof. Mulțumesc pentru întrebare, by the way. Vă mulțumesc tuturor că mi-ați lăsat întrebări. Am aici multe, multe întrebări, peste 100, după cum v-am spus. Băi, chestia asta cu inspiratul e ceva, nu știu cum să zic, pe mine nu m-a inspirat neapărat o persoană să zic, băi, ok, persoana aia m-a inspirat să mă apuc de vlog, de făcut videoclipuri pe YouTube, ci m-a inspirat pur și simplu toată atmosfera asta pe care o simt atunci când mă uit pe YouTube, toată bucuria pe care o simt când postează unul și altul pe care îi urmăresc și am zis că vreau și eu să fac chestia asta, să mă ocup cu filmatul, cu editatul și să aduc cumva o bucurie în viața cuiva. Am mai deschis subiectul cu YouTube-ul, de ce m-am apucat de YouTube, și mai multe informații și povestea pe larg puteți să o vedeți în videoclipul despre YouTube. Am făcut un clip de o oră și ceva, cred că are, sau e un clip foarte, foarte lung în care vorbim despre YouTube și ating acolo mai multe subiecte, inclusiv povestea. Îți plac tatuajele? Ai vrea să-ți faci? Dacă da, ce anume? Isabela Șerban. Băi, îmi plac tatuajele, dar nu mi-am făcut niciodată niciunul până acum. Nu cred că mi-aș face neapărat tatuaje în alea mari, care să se vadă foarte, foarte tare pe braț, pe picior, pe spate, pe... Nu știu, dar tatuajele îmi plac. Admir tatuajele la oameni, chiar dacă nu o fac verbal, nu le spun în față, dar unele persoane au tatuaje foarte interesante. Dacă ar fi să-mi fac un tatuaj, sincer, mi-aș face ceva probabil mic, finuț, ceva cu o mega mare însemnătate, ori ceva pe încheietură, ori dacă ar fi să-mi fac, uite, cred că tatuajul ăsta chiar mi l-aș face, mi-aș tatua o lună aici undeva în zona asta, după ureche. Este un tatuaj pe care l-am văzut la Ariana Grande și mi-a plăcut din start când l-am văzut, am zis, mamă, e super mega mișto. Ea probabil l-a făcut și pentru că este pasionată de ideea asta de lună, stele, cum sunt și eu de altfel și o sunt nebunită după tot ce ține de lună, dar și pentru melodia ei Moonlight, presupun că acolo are chestii despre lumina lunii, lună, chestii, trestii în astea astrale. Și chestia chiar mi-aș face, mai ales că pentru mine luna, melodia ei Moonlight și tot ce ține de lună, chestii, trestii, are foarte mare însemnătate pentru mine. Așa că n-ar fi doar ceva ce ține de, ok, am văzut la tipa aia și m-a inspirat să fac tatuaj ca aia, ci ar fi ceva care chiar ar însemna ceva pentru mine. Următoarea întrebare, Felicia Adafinei, spune-ne, te rog, cea mai fericită întâmplare ce-ți vine prima dată în minte. Băi, e greu, sincer, cea mai... De obicei evit să folosesc chestia asta, cea mai fericită, cea mai nașpa, cea mai tristă, adică evit în adevăratul sens al cuvântului și o să vedeți și mai târziu că știu că am primit și o întrebare despre cea mai mișto chestie la mine și nu știu să o definesc, dar stați să mă gândesc, cea mai fericită întâmplare, nu știu, e greu de zis, cred că toată treaba asta cu... mă bâlbâi, cu micuț și cu pisica mea, prima mea pisică, care e aici, mi se pare o întâmplare fericită pentru că a fost atunci un, nu știu, o întreagă situație de asta. Eram foarte supărată pentru că noi, după cum știți, stăm în chirie și nu știam dacă proprietarul nostru va fi de acord să luăm o pisică, așa că a fost o întreagă emoție, vorbește, întreabă, a durat foarte mult până am avut curaj să întreb pentru că nu cred că puteam să accept un refuz. Eu de întotdeauna am doresc pisică și îmi doream enorm, enorm, mai ales acum că sunt pe picioarele mele, sunt acasă, plecată de la părinți, îmi doream enorm să am o pisică. Deja stăteam destul de mult timp împreună, știam că este o chestie serioasă între noi și știam că avem un buget destul de stabil, astfel încât să ne permitem să mai luăm și pe lângă noi încă un suflet care depinde 100% de noi. Până la urmă, pisica este o responsabilitate, un animal este o responsabilitate. Și da, a fost o întreagă situație, nu găseam pisică, după ce am primit acordul, nu găseam un pui de pisică pe care să-l putem lua și eram foarte dezamăgită și am primit în cele din urmă așa o, s-au depărtat nori și a coborât așa o rază și ne-a spus, duceți-vă la Brăila că acolo să vă găsiți pisica și într-adevăr am fost la Brăila și am adoptat-o pe micuț. Și da, o consider o întâmplare foarte fericită și mă bucur că s-a întâmplat așa, e pisica noastră și... O iubesc și pe Puf o iubesc, dar nu știu, e o întâmplare fericită care, nu știu, mă face mereu să-mi amintesc cât de norocoasă mă simt că am pisică, am pisici, am chiar două în momentul ăsta, dar despre asta ar fi vorba. Maria Cojocaru, care crezi că este cel mai mare defect al tău? Cum crezi că ai putea să îl remediezi? Ha, greu cu asta, cu defectul. Am multe defecte și mi-e mult mai ușor să-mi denumesc defectele decât calitățile. Cel mai mare defect... Nu știu, mi se pare că sunt o fire foarte dificilă și foarte sensibilă, foarte, foarte sensibilă. Sunt sufletistă și deși lucrul ăsta aș putea să-l încadrez și la categoria calități, eu cred că e un defect pentru că mă face foarte des să sufăr și să plâng. Faptul că sunt foarte sufletistă, așa că așa l-aș considera. Ce am mai zis? Că sunt dificilă. Sunt foarte dificilă.
pentru că acum mă simt așa, după aia mă simt altfel, trec foarte repede de la o stare la alta și chestia asta poate îi deranjează pe cei din jur, mai ales cei care sunt afectați direct, cum este prietenul meu care locuiește cu mine. Da, ăsta ar fi. Că sunt dificilă, sunt schimbătoare și dificilă și deși sunt o persoană statornică în credințe și în valori, stările mele foarte fluctuante sunt probabil foarte enervante și cum aș putea să remediez, lucrez la asta, să știți. Mă ajută mult și faptul că merg la psiholog și faptul că mă gândesc des la chestia asta și încerc să-mi analizez reacțiile pe care le am și să le disec așa până când îmi dau seama că nu mă ajută nici pe mine, nici pe nimeni și încerc să le schimb, nu știu, încerc să fiu mai... să nu mă las condusă neapărat de stările mele de moment. Așa încerc să remediez. Să vedem care e faza, dacă o să-mi iasă. Miha, cum îți găsești mereu dispoziția necesară să faci tot ce ți-ai propus? PS, ești minunată și te urmăresc cu drag. Mulțumesc foarte mult, Miha. Mă bucur că mă urmărești. Băi, asta cu dispoziția necesară e o chestie... Nu știu, nu sunt deloc un exemplu în ceea ce privește acest lucru. Îmi găsesc destul de greu uneori motivația, dispoziția, nu mai zic, am zile în care, pur și simplu, din momentul în care am deschis ochii, mă simt groaznic. Și în ziua aia nu sunt în stare absolut de nimic. Ieri am avut o zi de genul care pur și simplu m-am simțit așa la pământ. N-am avut chef de nimic și nu am făcut nimic important. Ce am făcut? M-am epilat pe mâini. N-am făcut nimic special. Am încercat să fac chestii care să mă facă să mă simt bine. M-am uitat la lucruri amuzante pe YouTube, am stat, m-am distrat, am vorbit cu oameni care mi-au ridicat și ei de asemenea starea. Și mă gândesc că această întrebare vine și din faptul că mă vedeți destul de constantă pe YouTube, postez 3 clipuri pe săptămână, nu cred că sar aproape niciodată, chiar uneori postez în plus. Și mă gândesc că voi mă vedeți foarte zâmbitoare și foarte veselă în videoclipuri și de asta, de aici vine întrebarea asta. Mă vedeți așa pentru că eu ador să fac YouTube și în momentul în care deschid camera și încep să filmez, mă ia pur și simplu o stare extraordinară și ador tot ceea ce fac aici. Dar asta nu înseamnă că am o stare bună tot timpul, că am o dispoziție bună sau că sunt foarte bună la a mă automotiva. Eu aspir la o viață în care să fiu persoana care, nu știu, deși am o stare, deși sunt la pământ și am o stare oribilă, să fiu în stare să mă ridic singură și repede și pe propriile forțe, aspir la chestia aia și sper că într-o zi să ajung acolo, dar nu, sunt genul de persoană care se lasă, din păcate, condusă de emoțiile negative. Și dispoziția asta bună de a face lucruri vine destul de greu. Cu YouTube-ul, sincer, nu mi-e greu, pentru că ador să fac chestia asta, dar dacă ar fi lucruri pe care ar trebui să le fac și să nu-mi placă, cred că mi-ar fi greu să îmi găsesc dispoziția. Dar așa, pentru YouTube, îmi găsesc 3 zile pe săptămână în care să filmez, pentru că încerc să nu filmez 2 clipuri în aceea zi. Încerc să îmi găsesc dispoziția necesară să editez. Chestia asta mie nu-mi place să editez, nu e o chestie pe care... să plac neapărat, pentru că presupune să mă ascult vorbind și repetând ceea ce am spus de nu știu câte ori și chestia asta cred că mă deranjează. Mă deranjează și toate erorile care se întâmplă când editez, pentru că, Doamne, câte se întâmplă, n-aveți idee. Oh, e groaznic. Groaznic, mă rog, vă dați seama, înțeleg că e un proces prin care trebuie să trec ca să pot să reușesc să postez videoclipul. Nu m-aș vedea niciodată filmând un clip cap-coadă fără să fac greșeli și fără să trebuiască să tai sau să unesc videoclipurile, pentru că trebuie să faci și chestia asta. Dar na, înțeleg, trebuie să trec pe procesul ăsta și de multe ori să știți că aș prefera de 1000 de ori să fac orice altceva, chiar să spăl baia, să șterg praful, să naiba, să-mi spăl pensulele decât să editez, dar înțeleg că trebuie să o fac și faptul că mi-am creat așa un program în mintea mea, trebuie să postez miercurea, vinerea și duminica, așa mi-am propus, mă ambiționează, așa că da, dispoziția necesară pentru a face ce mi-am propus vine din plăcerea cu care fac anumite lucruri și din necesitate. Ador să filmez, nu-mi place să editez, dar una fără alta nu prea se poate. Andreea Mănăilescu, îmi pare rău că vă zic numele greșit, dar ce să-i faci? Chiar îmi scria cineva pe Instagram că ea credea că mă cheamă Plețoianu. Mă cheamă Plețoianu, dacă mă chema Plețoianu, îmi scriam cu diacritice numele. Ce ți-ai dori să faci pe viitor? De cât timp ești cu prietenul tău? Ce mi-aș dori să fac pe viitor? Băi, eu evit de obicei lucrurile astea în care mă gândesc ce să fac pe viitor, pentru că vine foarte multă anxietate, vine foarte multă teamă și frică de viitor și eu încerc să evit toată situația. Acum nu vă gândesc că merg prin viața așa orbește și nu știu ce vreau să fac. N-am neapărat un domeniu de activitate în care vreau să merg, adică ceea ce ține, nu știu, de să mă fac contabilă sau avocat sau alte chestii, dar am așa idee, vreau să lucrez într-un domeniu de ăsta care să presupună să vorbesc, probabil nu neapărat cu foarte mulți oameni, deși asta fac în momentul ăsta, dar voi nu sunteți aici, pentru că dacă ați fi aici, probabil m-aș emoționa foarte, foarte tare, motiv pentru care
evit să fac un fan meeting. Asta este adevărul, mi-aș dori din tot sufletul, măcar aici, în Galați, cu 5 persoane câte mă urmăriți din Galați, să fac o întâlnire, dar nu pot pentru că probabil m-aș emoționa groaznic. Asta așa ca o paranteză. Dar da, nu știu, mi-aș dori foarte mult să fac YouTube toată viața, dacă aș putea, sincer. Toată viața mea. Lucru care nu știu dacă o să se întâmple, nu știu dacă este de viitor neapărat pentru mine, știu doar că mă face foarte fericită în prezent, așa că asta fac în prezent, fac YouTube. Dar pe viitor, nu știu, îmi doresc să-mi urmez visurile, îmi doresc ca... Nu știu, în momentul în care îmi doresc să fac ceva, să am puterea să fac chestia aia. Asta mi-aș dori pe viitor. Și de când timp ești cu prietenul tău, nu o să răspund acum la întrebare pentru că o să vină alte 100.000 de întrebări și probabil la una dintre ele o să zic totul într-o întrebare. Bun. Indi Mintiliu. Bună. Eu nu o să pun întrebare, dar o să-ți spun că ești super frumoasă și chiar mă uit la videoclipuri tare cu plăcere. Continuă așa. Mulțumesc foarte mult. După aia, iar câți ani ai? Carina Cotrău? Cotrău? Care este produsul de machiaj pe care ți-l dorești cel mai mult? Nu cred că am ceva de genul. Dacă a fost ceva ce mi-am dorit cu adevărat, am făcut cumva și am strâns bani de-a lungul timpului și mi l-am cumpărat. Evident că îmi doresc să încerc tot felul de produse. Îmi doresc foarte mult să încerc Tarte Shape Tape, acest anticear când faimos despre care am auzit cu toții. Îmi doresc foarte mult, foarte, foarte mult să-mi iau niște pensule de Doamne ajută. Îmi doresc mult să încerc pensulele de la Zoeva, pensule de la Inglot, de exemplu cea pentru tuș, pentru sprâncene, pensulele de contur, mi se par fabuloase, dar mi se pare mult 80 de lei pentru o pensulă și n-am reușit să mi le cumpăr. Îmi doresc să încerc mai multe fonduri de ten din astea care sunt pentru tenul uscat, care dau așa multă luminozitate și uite, acum că stau să mă gândesc și mi-e număr în cap, îmi amintesc că aseară a postat Carly Bible, nu știu câte dintre voi urmăriți, mie îmi place câte de ea și o urmăresc, dar a postat un videoclip în care anunța colaborarea ei cu brandul Anastasia Beverly Hills, uite că tot a venit Anastasia în România sau a fost un eveniment de genul, și a scos prima ei paletă în colaborare cu Anastasia și e o paletă superbă, deci Doamne ferește, e superbă. Are culori geniale în ea. Nu știu dacă o să găsesc o poză, o să vă pun pe ei sau puteți chiar voi să... De fapt, dacă vă urmăriți pe Anastasia, pe pagina Anastasia Beverly Hills pe Instagram, probabil ați văzut. E o paletă superbă, are niște culori care mi se potrivesc genial și probabil le-aș folosi pe fiecare, ceea ce e un lucru mare pentru o paletă, pentru că dacă aveți palete, știți. Dacă vă luați o paletă, indubitabil, este măcar o nuanță pe care nu o folosiți, nu vi se potrivește. Sau nu o folosiți atât de des. Așa că da, cred că ăsta e lucrul pe care mi l-aș dori. Nu cred că o să mi-l cumpăr, sincer, pentru că e o paletă destul de scumpă, costă 250 lei plus, cu siguranță. Cam așa, nu m-am interesat de preț, încă n-a apărut, urmează după data de 10, parcă să apară, dar cred că aș cam vrea-o. Dar nu cred că aș vrea să mi-o cumpere cineva, pentru că mi se pare scumpă. Eu, de asemenea, nu cred că aș vrea să dau bani pe ea, ceea ce înseamnă că probabil nu o voi avea. Cristina Covrig mă întreabă ce te vezi făcând pe viitor, v-am spus, de ce nu ai continuat cariera de make-up artist? Eu te consider cea mai talentată în acest domeniu. Mi-ar place enorm să mă machiez la tine cumva. Băi, treaba cu make-up-ul pentru mine s-a cam clarificat, sincer, în ultimele luni. După cum știți sau nu știți, vă spun eu acum, am făcut un curs de make-up în urmă cu niște ani. Cu 3 ani, cred că s-au făcut 3 ani. L-am făcut la București cu Lady Divine, Ana Maria Țurcan, un trainer care mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut mult toată experiența cu cursul, dar nu știu, ce s-a întâmplat după aia nu mi se pare că a fost foarte, foarte drăguț. Cum să zic, eu am terminat cursul și aveam senzația că o să mă duc acasă și o să deschid salon și o să fiu make-up artist, lucru care evident nu s-a întâmplat. A început facultatea imediat după ce am terminat eu acel curs și a fost... o prioritate pentru mine facultatea, așa că nu am mai reușit să fac nimic. Am început să machiez câte o persoană, câte o persoană, cum se mai auzea, că na, s-a auzit printre foști colegi de la liceu, prin familie, printre rude chestii, că eu machiez și că sunt disponibilă în acest sens și am machiat câte o persoană o dată pe lună sau chestii de genul când mai erau evenimente speciale, însă nu s-a materializat niciodată într-o carieră de make-up artist. Apoi, la un moment dat mă hotărâsem eu gata, machiez, am machiat câteva persoane, mirese chestii, a fost ok. După care a fost o fază în care am luat o pauză totală de la treaba asta, mai macheam o dată la 3 luni câte o persoană. Iar apoi la începutul verii v-am scris pe Instagram că sunt disponibilă să fac make-up-uri, vreau să mă apuc serios de această chestie, așa că scrieți-mi acolo că dacă vreți să vă machez și rezolvăm. Mi-au scris persoane, nu am reușit să machez pe nimeni, dacă mă credeți, nimeni care mi-a scris că vrea să o machez, nu mi-a mai scris după aceea, n-am reușit să stabilim detalii, nu s-a mai întâmplat nimic.
După care a urmat o perioadă în care m-am gândit foarte mult la chestia asta și mi-am dat seama că mie, deși îmi place foarte mult tot ce ține de sfera asta, de make-up, produse, chestia asta, toată ideea de a te aranja și așa, nu mi-aduce atât de mult în bucurie cariera de make-up artist și meseria asta pe cât m-aș fi așteptat. Pentru mine, să știu că am o programare joia viitoare, să spunem, reprezintă un stres enorm, 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 de care nu am nevoie în viața mea și am avut un moment de sinceritate cu mine și mi-am zis, ok, îți place să machiezi, dar rezumul ăla te machia pe tine. Pentru că nu pot trăi, deci eu nu pot trăi cu stresul ăsta. Pur și simplu, visez noaptea, mă gândesc dacă nu o să-i placă, dacă nu o să mă descurc, dacă o să greșesc linia de tuș, dacă nu o să-i placă de mine ca persoană și tot felul de lucruri de genul ăsta, care în timp mi-am dat seama că nu am de ce să existe în viața mea, așa că am renunțat să mai doresc să fiu make-up artist, mă concentrez deocamdată pe a fi YouTuber și asta este ceea ce fac acum. Așa că de asta n-am mai continuat cu această meserie, pentru că nu este pentru mine. Dacă vrei să fii make-up artist, trebuie să o iei cu totul, așa cum iei cu orice alt lucru din viață. Nu poți doar să adori ideea de a machia pe cineva dacă nu adori toată emoția aia pe care o simți până când ajungi să machiezi cu adevărat, așa că nu e pentru mine. Mulțumesc pentru complimente. Dascălu Bogdan. Cred că e o fată care mi-a lăsat de pe contul prietenului. Nu știu, mă înșel, nu mă înșel, scrie-mi, te rog, în comentarii. Pentru că m-a întrebat mai multe chestii, o să vedeți mai sus. Ce preferi? KFC sau McDonald's? E o întrebare bună, să știi, și mi s-a părut interesant și domeniul ăsta de mâncare. Am văzut că cineva a mai abordat subiectul. Băi, atunci când am chef de mâncare, de asta fast food, de obicei am chef de un lucru anume. Adică nu mă gândesc, ok, vreau să mănânc ceva astăzi nesănătos, ia să vedem ce o să aleg. De obicei am o poftă care e foarte direcționată, ori am chef de McVishor, ori vreau hamburger de la McDonald's. Ori vreau aripioare de la KFC. Sincer, nu pot să aleg între ele pentru că sunt lucruri care îmi plac la unele și la celelalte îmi plac sau nu îmi plac. Bun. Miruna Iulia, te-ai gândit să devii make-up artist full-time? Asta v-am spus. Cum a fost experiența ta cu liceu? În sens de colegi, profesor, bac. Pentru mine liceul, surprinzător, reprezintă o amintire foarte plăcută de care mă bucur foarte mult în ultimul timp, nu știu de ce, tot îmi vin amintiri din liceu zi de zi, zi de zi, tot mai multe, deși nu am fost un copil premiant, ca să zici că am fost, nu știu, foarte ocupată din punctul ăsta de vedere, n-am pus foarte mare accent să fiu cea mai bună din clasă, pentru că nu mi s-a părut niciodată foarte important, dar am fost acolo printre primii, să zicem, un pic mai sus de mijloc, să spunem. După aceea, în ceea ce privește colegii, băi, eu întotdeauna am stat departe de conflicte, deși mi s-a mai întâmplat și mi-e vă dat seama, dar m-am înțeles de obicei cu colegii, n-am fost niciodată cea mai populară fată din clasă sau cea mai nepopulară, am fost tot așa pe la mijloc. În ceea ce privește bacul, voi face un videoclip în curând, sper eu, despre asta, probabil tot așa în primăvară când va fi sezonul. Dar la bac m-am descurcat, a fost un mare, mare stres, dar am scos-o la capăt așa cum s-a întâmplat de fiecare dată în viața mea. Dar da, experiența pentru mine, experiența din liceu per total, a fost o experiență bună în care am învățat foarte multe lucruri, m-a definit și mi-a definit foarte multe valori. Am văzut acolo exemple de oameni cum aș vrea eu să fiu și cum nu aș vrea să fiu niciodată, oameni cu care aș vrea să, nu știu, țin legătura, oameni cu care nu aș vrea să țin legătura. Și cam asta ar fi cu experiența, poate o să fac un clip și despre asta. Ți-ai dorit să te muți din Galați? Dup! Normal că mi-aș dori, normal, mă rog, nu vreau să supăr pe nimeni, că poate sunt oameni care chiar ador orașul ăsta, dar nu mi se pare un oraș în care m-aș vedea locuind toată viața. Ți-a fost greu să vorbești în fața camerei când te-ai apucat de YouTube? N-a fost greu neapărat, dar a fost ciudat și cel puțin dubios. Ești introvertită sau extrovertită? Cred că termenul este extravertită? Introvertită și extravertită, parcă învățasem ceva la psihologie, mă rog, nu e important neapărat. Nu știu să vă zic sincer, pe la testele pe care le fac, mi se mereu că sunt extrovertită, dar am și momente în care vreau să fiu doar eu cu mine și mi se pare că am stat prea mult cu alți oameni, dar hai să zicem că aș fi extrovertită, extravertită, cum se zice, pentru că vorbesc destul de mult și nu am probleme în a vorbi despre lucruri poate mai intime cu oamenii străini, deși ceea ce ciudat că pe YouTube nu vorbesc neapărat de lucruri foarte intime, dar mi s-a întâmplat să fiu într-un grup de prieteni, să zicem, să vină o persoană nouă și în două secunde să încep să vorbesc cu ea despre lucruri foarte intime, din mai multe puncte de vedere, așa că... Așa, Iris Bălăsoiu, când erai mică, luai note bune la școală, te rog, zim numele și alege-mă, pup. Uite că te-am ales, s-a întâmplat. Da, luam note bune la școală, zic eu, adică eram tot așa average, aveam FB-uri, B-uri, cum era anul 4, aveam, cred că cel mai mult aveam note de 8. Dacă e să faci media între notele de 10 de la română și de, nu știu, 5 la fizică, iese undeva pe acolo, nota 8.
Ioana Târână, de când te-ai mutat cu prietenul tău? Uite, chiar acum puțin timp s-au făcut 2 ani de când stăm împreună. Diana Sara, care este cea mai mare frică a ta? Te pup și te urmăresc de când aveai doar câțiva abonați, mulțumesc că ai rămas cu mine, înseamnă foarte mult. Cea mai mare frică a mea? Băi, nu mi-e frică de moarte, nu mi-e frică de moarte pentru că nu înțeleg și nu știu exact de ce ar trebui să-mi fie frică. Mi-e frică să pierd pe cineva drag și mi-ar fi frică că n-aș putea să trec peste acea pierdere, nu știu ce-aș face, sincer. Și altă frică de-a mea, cred că mi-ar fi foarte frică să nu mă îmbolnăvesc eu sau cineva din jur de o boală de asta grea. De boală grea, cu adevărat, nu problemele mele cu fierea, astmul și altele. O boală grea care te consumă și să vezi cum te consumă pe tine sau pe cel pe care îl iubești, cred că e foarte, foarte greu să trecem peste. Andreea Dea mă întreabă, care este cea mai mare pasiunea ta? În momentul ăsta, YouTube-ul este cea mai mare pasiunea mea, tot ce ține de YouTube. Haterii nu sunt neapărat pasiunea mea numărul 1, dar îi acceptăm, sunt ok și ei. Delia Andreea Flondor. Flondor? Ce părere ai de oja semi? Eu nu am avut niciodată unghii cu oja semi-permanentă. M-a tentat sincer să-mi fac la picioare, dar nu am reușit nici până în ziua de azi. La mâine am gel, iar la unghiile de la picioare îmi fac singură pedicura, mi le curăț singură, mi le pilesc în ce formă vreau eu și mă dau cu oja normală atunci când consider eu. Deocamdată am unghiile de la picioare roșii și am redescoperit oja roșie de la picioare, arată foarte elegant. Da, asta așa ca o paranteză. Ce părere am de oja semi? Cred că dacă ești genul de persoană care are unghiile medii, adică n-ai unghiile foarte, foarte moi, cum le am eu, de exemplu, și să ai nevoie de gel, cred că oja semi este o alternativă foarte bună pentru că îți adaugă și un strat care îți asigură rezistența unghiei, dar e și mai rezistentă ca oja normală și e și mai ieftin decât gelul. Am aici un set de întrebări puse de Elena, care este o tipă care mă urmărește de foarte mult și mereu îmi lași comentarii frumoase, îți mulțumesc din suflet. Am 10 întrebări de la ea, hai să răspundem pe repede înainte la ele. 1. Care a fost cea mai proastă experiență a ta cu o clientă? Cea mai proastă experiență? Mi s-a întâmplat să nu fiu lăsată să fac sprâncenele așa cum vreau eu și mi s-a întâmplat să nu ne înțelegem la capitolul preț. A fost ceva sângenitor, s-a întâmplat cu ceva timp, nu vreau să-mi amintesc. Dar o experiență foarte proastă nu am avut, pentru că n-am machiat foarte multe persoane. Nu știu, experiență proastă depinde și de ce punct de vedere. De exemplu, mi s-a întâmplat cu o tipă să nu pot să machiez, pentru că ținea un ochi deschis non-stop și pe celălalt se ținea așa și trebuia să machiez ținând ploapa așa și tot încercam să-i explic că e foarte greu. Asta m-a deranjat foarte tare. După care, ai fost machiată vreodată de un make-up artist? Dacă da, cum ți s-a părut? Nu m-am machiat niciodată un make-up artist, m-am machiat una din colegele pe care le-am avut la cursul de make-up pe care l-am făcut și m-am machiat ok, nu m-am înnebunit după cum mi-a făcut sprâncenele, după cum mi-a făcut ușul, prefer cum mă machiez eu. 3. Cât de des să speli pensulele? Am și perioade în care le spăl o dată la 2 zile, dar de obicei le spăl o dată pe săptămână, în medie, iar la fiecare utilizare, înainte de fiecare utilizare, le dezinfectez. Cum ai fost machiată la banchetul de la sfârșitul facultății? Noi la sfârșitul facultății n-am avut banchet, n-am făcut banchet, nu mă întrebați de ce. Nu ne-am organizat, n-am fost suficient de uniți cât să facem chestia asta. În ce țări ai călătorit până acum? Am fost doar în Ungaria cu Erasmus, dar plănuiesc să merg peste tot, dacă se poate. Care este strictul necesar de pensule pe care cineva la început de drum ar trebui să le aibă? Complicată întrebare, cred că ar necesita un clip. Urmează un clip cu pensule și o să abordez și subiectul acesta. Care este cel mai vechi produs de make-up pe care îl ai? Bună întrebare, probabil greu. Greu, că în ultimul timp am făcut curat pe la make-up. Cred că niște creioane de ochi de la Essence, astea sunt cred că cele mai vechi. Ce tip de pensule ai recomandat pentru aplicarea fardului sidefat pe ploapă? Degetele. Degetele aplică întotdeauna cel mai bine. Care e cel mai scump produs de make-up pe care l-ai și care este cel mai ieftin? Cel mai scump cred că este anticearcănul meu de la Too Faced, Born This Way. Este în jur de 130 de lei sau 142, 150, nu mai știu, ceva de genul. Iar cel mai ieftin, probabil, nu știu, ruj. Stai să mă gândesc, e greu. Cred că balsam, lucile mele de buze la 8 lei. Sau nu, fardul de ochi de la Essence la 5 lei. Nu știu, am multe lucruri de astea foarte ieftine. Și ce YouTuber urmărești? Urmăresc foarte mulți YouTuber. Vreți să vă zic de aici din listă? Avem așa. Laura Mușuraia, top 8. Ioana 114, top 8 e un canal ăsta cu topuri. Așa, Lady Divine, Andreea Balaban, Denisa Sima, Adela, Brad Mondo, ăsta e un tip care zice chestii de păr, Mia Maples, ce mai am aici, Ștefana Teodorescu, Carly Bible.
sunt multe persoane pe care le urmăresc și de obicei urmăresc cam pe toată lumea. Adică știu ce se întâmplă pe YouTube-ul românesc, dar nu, sau pe tot YouTube-ul, dar pe unii urmăresc mai mult, pe alții mai puțin. Și asta cu întrebările de la Elena, să bem în cinstea întrebărilor ei. Valentina Erica îmi pune și ea 6 întrebări. Care este cea mai mare fobie a ta? Cred că am vorbit despre asta. Nu știu dacă frică și fobie sunt neapărat echivalente, sinonime. Cu frica v-am zis, să vă zic și de fobie, am fobie de gândaci. Deci mi-e frică de gândaci. De gândaci și de păianjeni, care azi noapte am avut un coșmar oribil cu păianjeni și a fost groaznic. Fobie, nu știu, frică de înălțimi, am tot felul de fobii de astea idiote, gen mi-e frică să nu mă nec, mi-e frică să nu mor călcată de tren, astea nu știu dacă sunt neapărat fobii, cât cred că sunt frici totuși naturale. Unde te vezi peste 10 ani, măritată cu copii și foarte fericită în cariera mea? Eu mă gândesc că dacă îmi proiectez aceste, nu știu, sentimente de mega fericire, așa se va și întâmpla, na, regea atracției chestii. Care e produsul din rutina ta de îngrijire fără de care n-ai putea trăi? Băi, n-aș putea trăi fără niciunul, sincer, pentru că am nevoie de produse de machiere, am nevoie de creme, am nevoie de seruri, de creme de ochi. În momentul ăsta, cred că n-aș putea trăi fără serul de față de la Elmi Plant. Cum depășești momentele grele din viață? Uite, am să-ți întreb, dar revin imediat la ea. Foarte greu. Sunt o persoană care plânge și suferă după multe lucruri care se întâmplă, care s-a întâmplat acum 200 de ani și după care încă plâng, cum ar fi, să zicem, pe care încă le regret, să spunem. Deci le depășesc greu, le depășesc plângând și simțind emoția foarte puternic, după care, nu știu dacă știți sentimentul ăla când se întâmplă ceva și plângi, și plângi din tot sufletul, jumătate de oră, o oră, două ore, după care, la un moment dat, oprești pentru că ai dat afară toate lacrimile pe care le vezi și toate sentimentele. Nu mai simți nimic. Sunt câteva minute care pur și simplu nu mai simți nimic. După care, pentru mine, cel puțin, e un sentiment de la de eliberare în care mi-am plâns sufletul și mă simt mai bine. Așa că așa trec eu peste momentele grele din viață, plângând foarte mult și cu ajutorul celor din jur, celor dragi, care mă ajută și mi-arată că viața este frumoasă, chiar dacă uneori nu pare așa. Ce părere ai despre relațiile toxice? Băi, în primul rând, e foarte important să le identifici pe alea pe care le ai, să scap de ele. Eu am avut, în ceea ce privește, nu relațiile de dragoste, n-am avut foarte multe relații, am avut, cred că, 3, deci sunt o persoană foarte statornică de fel, dar am avut relații toxice, să zicem, de prietenie, ajunsesem cu unele persoane într-un moment al prieteniei în care nu mă mai simțeam confortabil, în care eram gen, mă simțeam nașpa când mă gândeam la persoana aia și am rezolvat, am încheiat. Totul foarte simplu, ne-am dat mâinile și ne-am văzut fiecare de viață, așa mi se pare cel mai corect. Deci da, mi se pare important să le identifici, să-ți dai seama ce înseamnă de fapt o relație toxică și să înveți cum să scapi de ele, dar să scapi nu să te descotorosești de oameni, ci să îi spui exact, nu mai vreau să mai avem nicio legătură. Și da, nu știu, dacă ești genul de persoană care simți că cu fiecare relație pe care o ai și chestia asta de relație toxică se tot repetă, trebuie să recunoști că problema e la tine și nu la cei din jur, pentru că oricum tu atragi oamenii pe care îi ai în jur și dacă tot de fiecare dată, de fiecare dată, de fiecare dată când ai o relație, să zicem, amoroasă, simți că e toxică pentru tine, înseamnă că e o problemă la tine pentru că în zona aia te îndrepți. Așa că da. Și întrebarea pe care am sărit-o, care e cel mai bun film pe care l-ai văzut? Asta cu cel mai bun, e greu pentru mine. Mi-a plăcut foarte mult Wonder Woman, îmi place seria The Da Vinci Code, cred că se numea Da Vinci Code, mă rog, sunt 3 filme care îmi plac mult. Îmi plac filmele de la Marvel, ale Avengers, îmi plac foarte mult filmele de la din seria Sex and the City, sunt 2 filme pe lângă serial. Așa, Andreea Anastase, câți bani câștigi din YouTube? O întrebare care macină aparent pe toată lumea care mă urmărește, mă rog, cred că sunteți și dintre voi care nu știu, nu vă pasă, dar e o întrebare care apare foarte des, la care eu evident că evit să răspund pentru că nu e ok și dacă sunteți orice vârstă ați avea, sper că știți chestia asta, cele mai mari pe spun că știți, dar dacă aveți, nu știu, sunteți mai mici, nu dați niciodată chestiile astea, nu spuneți niciodată nimănui cât câștigă părinții voștri, frate, tată, soră, mamă, nu ziceți lucrurile astea pentru că sunt lucruri intime, nu-i treaba nimănui cât câștigi, câți bani ai, cine îți dă bani, tăcă. Evident că nu o să vă zic suma, știu că e o mare curiozitate și foarte mulți oameni mă întreabă dacă merită din punct de vedere financiar să te apuci de YouTube și eu nu pot să vă răspund pentru că eu nu m-am apucat de YouTube ca să fac bani. Deci eu nu fac YouTube pentru bani, n-aș face niciodată asta pentru bani, pentru că
nu știu, n-ar merita, deci dacă n-are, așa, n-aș avea pasiune în chestia asta și aș fi mânată doar de banii care îmi intră în cont și îmi umplu portofelul și frigiderul, n-aș face, pentru că nu merită. Deci, nu știu, la cât de mult mă consum uneori cu haterii și cu editatul și cât mă enervez și alte chestii de genul, caută muzică, pune, nu-i bine, a ieșit cadrul, are camera, nu știu ce, cardul, cumpără-ți carduri, continuu, baterii, chestii, n-ar merita. Deci n-ar merita să mă consum atât de mult pentru niște bani. Aș prefera să muncesc în alt domeniu. Nu o fac pentru bani, în ceea ce privește sumele pe care le câștig, la fel, cineva mi-a zis, mamă, câți bani câștigi, că a văzut ea pe nu știu ce site pe care mai intru și eu și mă mir acolo de câți bani pot zice oamenii aia prin aproximări că aș face. Nu e adevărat, nu știu, nu știu cum e la alții, dar la mine sunt niște estimări enorme, enorme. Zici că sunt, nu știu, merg cu limuzina în fiecare zi la câți bani fac din YouTube. Nu e adevărat. Banii de pe YouTube nu sunt ceva sigur pentru mine, adică nu sunt sigură că, ok, fac clipuri pe YouTube și voi face foarte mulți bani din... Nu, deci nu funcționează așa. Ok, la ăștia care au milioane de vizionări zilnic și, oh my god, fac clickbait-ul vieții și sunt foarte la modă, ăștia, da, poate fac 2000 de euro pe lună, dar la mine nu e cazul, nu vă gândiți. O să vedeți că sunt mai multe întrebări. Stați că mă uit acum să vă zic care ar mai fi... Uite, nu știu cum să mă exprim ca să nu pară hate. Se vede că ai foarte mult timp liber și bani pentru a achiziționa anumite produse. Ai un loc de muncă sau o sursă de venit. Băi, în ceea ce privește ceea ce fac eu, este singurul lucru la care muncesc în momentul ăsta YouTube-ul. După cum știți, am fost și angajat, am muncit 6 luni de zile la un magazin de haine. Nope, nu la H&M, că am primit. Era o fată care susținea, frate, sus și tare, că eu am lucrat la H&M. Și eram gen, nu, ba da, lucrat la H&M. N-am lucrat la H&M. Am lucrat la un magazin de haine local, care acum nici mai există, dar în fine, așa. Da. Chestia asta cu, nu știu cum să vă zic, deci nu lucrez pentru că momentan vreau să-mi dedic viața și timpul YouTube-ului. Mănâncă foarte mult timp, deci 3 clipuri pe săptămână este enorm. Deci credeți-mă, eu muncesc și în weekend, muncesc, edit, eu așa numesc că muncesc, ca e muncă până la urmă, e ceva ce consumă timp. Chiar dacă e ceva ce ador, asta nu înseamnă că nu este muncă. Mai sunt chestiile alea că fă ceea ce-ți place și nu o să muncești o zi din viața ta, e o mare porcărie, deci o mare, mare porcărie. O să muncești cu atât mai mult decât ai muncit la 4 ani, deci munca pe care o făceam eu la jobul la care am fost angajată, nu se compară, acolo stăteam mai mult degeaba și era o pierdere mare de timp pentru mine. Față de ceea ce fac acum cât sunt acasă. Uite, cât am fost angajată, de exemplu, am avut o lună de zile în care n-am avut timp de postat. Nu aveam timp, pur și simplu. Și am suferit foarte mult. Luna ianuarie, vorbesc prostic, a fost în iarnă. Ianuarie sau februarie, o lună de zile nu am postat nimic pentru că nu am avut timp și sufeream foarte mult, eram foarte nefericită. Și a fost unul din momentele în care am zis, mamă, cât de bine ar fi să pot să câștig măcar 1000 de lei pe lună din YouTube ca să pot să stau acasă și să fac doar asta. Din fericire, pe parcurs s-a întâmplat, n-am câștigat din prima bani, vă gândiți, a durat un an. Cred că un an a durat, da. Un an de zile a durat până am reușit să scot primii bani din YouTube. Dar, da, să știți că, nu știu, dacă e să comparăm perioada în care munceam cu perioada de acum, atunci postam un clip pe săptămână, să zicem, cam așa, iar acum postez 3. Și mi-a foarte mult timp. Dacă în momentul ăsta, dacă de mâine m-aș duce și m-aș angaja 8 ore pe zi, n-ați mai vedea clipuri de la mine foarte des pentru că mi-ar lua foarte mult timp. Ar trebui să mă adun să filmez, ar trebui să editez, ar trebui să arăt cât de cât să pot să fiu, nu știu, ok să pot să filmez. În condițiile în care am și o casă de care trebuie să mă ocup, am și 2 pisici de care trebuie să mă ocup, am și un iubit căruia trebuie să-i acord atenție, nu e atât de ușor. Și oamenii care reușesc să facă asta au tot respectul meu, eu n-aș putea. Sau aș putea cu niște eforturi imense, nu știu, n-aș mai dormi noaptea sau n-aș mai avea timp să mănânc sau să mă văd cu familia, lucruri care pentru mine în momentul ăsta sunt prioritare. Dacă aș lucra, probabil că aș avea un salariu mai mare, probabil că aș avea mai mulți bani să-mi cumpăr tot felul de lucruri. Probabil, n-am de unde să știu, dar prefer în momentul în care sunt acum să câștig poate mai puțin bani, dar să am mai mult timp, să am timp să mă gândesc la idei, să colind prin magazine, să caut oferte, să fac haul-uri de cumpărături, să filmez vloguri, chiar dacă nu fac ceva extraordinar. Dar sunt mult mai fericită acum și cred cu mare insistență că poți fi mai fericit, chiar dacă câștigi mai puțin bani, făcând lucruri care îți place decât să fii la patron, cum a fost pentru mine, de exemplu, și să te simți groaznic zi de zi, dar să câștigi mai mulți bani. Asta așa ca idee. Deci despre asta e vorba, nu lucrez, da, fac bani în YouTube, nu câștig 1000 de euro, Dumnezeule, nu vă luați după, sau puteți să vă luați, puteți să faceți ce credeți voi, dar nu m-am îmbogățit YouTube-ul, nu știu, și gândiți-vă că eu nu locuiesc singură, eu am și un iubit și punem banii la comun, adică nu sunt eu cea care întreține familia asta, avem fiecare un aport, după aia mai am părinți, mai am bunici, mai am rude,
Da, se întâmplă. Fiecare îți dă tată, mamă, sunt părinții tăi până la urmă și dacă ei simt să te ajute, o vor face. Bun. S-au amestecat aici întrebările, să vedem. Așa, Maria Nicoleta Lavric, stați cu chirie? Da, stăm cu chirie. Uite, Diana, de cât timp locuiești împreună cu prietenul tău și de asemenea, de când locuiți împreună, ți se pare că s-a schimbat ceva în mai bine? V-ați apropiat și mai mult, ați continuat să vă înțelegeți la fel de bine. Întreb pentru că în curând urmează să fac și pasul acesta și am ceva emoții. Te pup și te îmbrățișez. Și eu te pup, Diana, mulțumesc pentru întrebare, e o întrebare foarte bună. Eu știți că evit de obicei să dau detalii despre relația mea și așa sau despre alte relații din viața mea pentru că nu mi se pare că e cazul, dar o să vă zic așa câteva lucruri. La noi lucrurile s-au mișcat foarte repede, noi oricum avem un istoric un pic mai complicat, însă noi gen am început să fim împreună, după care imediat ne-am mutat împreună, foarte puțin timp a trecut pentru că a fost ceva ce am simțit amândoi, a fost greu pentru amândoi să ne mutăm de acasă, a fost ceva ce a fost destul de greu, vă dați seama, deodată pleci de acasă din confortul de acasică și te trezești în mijlocul junglei. Descurcă-te, trebuie să te descurci singur. Mă rog, cu ajutor din partea celorlalți, dar nu poți să te bazezi doar pe ei, trebuie să te descurci cumva. Cum a fost pentru noi? A fost senzațional, noi ne doream foarte mult să facem acest pas și ne înțelegem mai bine ca niciodată. Ca sfat, așa, nu știu, o să vezi că o să fie foarte frumos la început, primele luni, oh, cât de mișto, vă vedeți zi de zi chestii, după care o să intervină niște mici problemuțe în ceea ce privește tabieturile fiecăruia, pentru că o să vezi că tu, nu știu, dimineața ai chef să, pana mea, nu știu, te duci la dulap să ții toate hainele, să le arunci în toate direcțiile. Pe el s-ar putea să deranjeze chestia asta, chiar dacă ție ți se pare foarte normală. După aia el s-ar putea să nu fie foarte ordonat, cum e, de exemplu, prietenul meu care uneori lasă chestii prin casă, așa, random, te trezești că, nu știu, își lasă deodorantul în baie sau, mă rog, în baie, nu asta, e destul de logic, în bucătărie, lângă coșul cu fructe sau chestii de genul, lucru care pe mine mă deranjează foarte tare. Secretul, cred că, este să înveți cum să spui lucrurile, să îți crești nivelul de toleranță și să înțelegi că e ok să facă lucruri greșite, e ok să aveți certuri mici, e ok să aveți dispute, e ok să aveți puncte greșite de vedere, greșite, diferite de vedere, Dumnezeule. Nu există punct de vedere greșit, doar poate prost argumentat, așa, și o să vezi că o să vă apropie, vă dați seama, dacă vă apropie, sunteți mai aproape unul de altul fizic, o să vă apropie chestia asta și în ceea ce privește mental, o să vă apropiați și sentimental, pentru că o să fiți alături 100% unul de altul în diferite situații. Eu cred că o să fie mai bine. Și dacă nu va fi mai bine și o să depui eforturi și totuși nu va fi mai bine, întotdeauna este tot rău spre bine. Poate nu ești făcut să fii cu persoana aia, nu zic că e cazul tău, că habar n-am care e cazul tău, nu știu cine ești și ce relație ai, dar în multe, multe situații se întâmplă ca două persoane să fie împreună, să se mute împreună și să realizeze că locul lor nu este împreună, ceea ce mi se pare perfect, ok, e dureros, dar veți trece peste, însă să nu ne gândim la partea asta negativă. Eu cred, pe scurt, că dacă amândoi munciți și amândoi iubiți și sunt sentimente de ambele părți și foarte mult respect și dorință de a face ceva în direcția asta, în direcția, în sensul de a avea o relație lungă, fericită și frumoasă, se poate. Se poate, chiar dacă stai bot în bot toată ziua, noi de când ne-am mutat împreună am avut un an de zile în care am stat non-stop unul cu altul, pentru că nu muncea niciunul, eram amândoi la facultate, după care lucrurile au devenit, s-au mai schimbat, m-am angajat eu, s-a angajat el și au fost o felul de chestii de astea de program, dar noi am putut să stăm un an de zile, un an de zile să stai cu un om în casă, bot în bot, cum ar numi unii, și să meargă. Maria Georgiana, apreciez mult la tine că nu-ți expui relația pe YouTube, așa ar trebui să facă toată lumea. Întrebare, ai dori încă o pisică sau de-abia te descurci cu două? Eu tot două am și sunt așa de obraznice și rot tot, fură diverse lucruri și fac mizerii încât nu aș putea rezista cu încă una. Foarte simpatică întrebare, băi, eu dacă aș putea mi-aș lua încă 100 de pisici, mi-aș lua toate animalele din lume și le-aș avea aici în casă sau, nu știu, eu visez ca în viitor să am o casă mare cu grădină și să am 100 de animale, astfel încât să le permit și lor să zburde mai mult, pentru că în casă vă dați seama că nu e foarte mult spațiu. E greu cu două pisici, în sensul că trebuie să te împarți, nu știu, cumva. Se întâmplă să fie una după alta la litieră, du-te, strânge. Se joacă, complotează împotriva noastră, se urcă pe perdele, fac tot felul de tâmpenii, ca să nu mai zic faza aia foarte amuzantă în care este una dintre ele pe birou și se uită așa în ochii tăi și cu lăbuța o vezi că dă ceva jos. Bam! Fără să-i pese, fără pic de nonșalanță, se uită în ochii tăi și dă ceva jos când știe ce fața ești, că ești gen nu dă jos că ți-arăt de ție și ea totuși o dă jos. Așa sunt pisicele, e haios.
E greu, ce să zic, responsabilitatea, vă dați seama că e dublă, adică nu mai e o pisică pe care trebuie să o hrănești, pe care trebuie să o piepteni, să ai grijă să aibă totul, păturica curată, litiera curată, apă tot timpul proaspăt, e o responsabilitate, nu sunt chestii foarte grele, dar sunt lucruri mici care, de care trebuie să ții cont și cu două pisici vă dați seama că, nu știu, le apucă la 3 dimineața să se alerge prin casă, una pe alta, să se muște, să se zgârie, să tot felul de chestii, genul miaună. Se urcă pe pereți dacă ar putea, pe mobil, au început acum amândouă să se urce pe dulapuri, nu știu care, faza e destul de greu. În momentul ăsta unde stăm acum, n-am putea să ne mai luăm o pisică, dar pe viitor nu exclud, sincer, pentru că adoram amândoi animalele. Da, e greu, dar merită. Andreea Trifan îmi pune 3 întrebări. O să faci video cu ce exerciții, fel de exerciții pentru sport faci acasă. Băi, e foarte complicat, pentru că eu v-am spus că mi-am cumpărat acel set de gantere pe care l-am și acum aici, de pe Decathlon, care îmi place foarte mult, e un set foarte mișto și v-am zis că fac exerciții acasă de ceva timp, că muncesc de acasă pentru mușchii ăștia și că îmi place mult mai mult decât să merg la sală și am zis că probabil voi face un video, dar în momentul ăsta, sincer, nu știu, mi-e foarte teamă. Mă uit, de exemplu, și la videoclipul pe care l-am făcut despre anticoncepționale, în care v-am zis acolo experiența mea, spunând că nu sunt medic, că nu sfătuiesc pe nimeni să facă nimic din ce zic aici, că de asta există medici ginecologi ca să te duci să vorbești cu ei, dar sunt oameni care mă condamnă în continuare și îmi lasă comentarii că învăț tineretul mai prostii și că nu e bine, nu e adevărat, nu e ok, nu știu ce. Și la chestia asta, nu știu, o chestie care nu te aranjează pe nimeni. Adică faptul că eu iau sau nu iau anticoncepționale nu e treaba nimănui. Adică nu te deranjează pe tine personal cu nimic. Nu înțeleg de ce ți-ai pierde timpul să-mi spui mie că e bine sau nu e bine. În fine, mă gândesc că dacă la video ăsta primesc astfel de reacții, la un clip în care vă arăt eu cum fac genoflexiuni, fandări, ridic greutăți, fac umeri și alte chestii, mă gândesc că o să-mi sară în cap, Doamne, Dumnezeule, deci mi-e foarte frică de chestia asta. Mă gândesc să fac un video și să închid comentariile ca să nu mi-aud că de greșit învăț eu populația să facă sport, pentru că da, eu sunt un trainer, ce-i drept, uitați-vă la mine, am făcut facultatea de sport și sunt trainer. Glumesc, evident, sunt o fată obișnuită care se întâmplă să facă exerciții fizice pe care le vede și ea la alții, încerc să le fac cât de corect posibil, să țin spatele drept, deși acum nu o fac, dar atunci când fac exerciții, vă promit că îmi țin spatele drept, să fac exerciții pentru picioare cât de corect pot eu, să fac cât de corect pot eu văzând la alții pe YouTube sau ce m-am mai învățat și pe mine oamenii la sală, când mă duceam la sală. Și mă gândesc că dacă încep acum, v-am zis, să fac clipul ăsta, o să vină toată lumea și o să-mi sară în cap că nu-i bine, că nu ții spatele nu știu cum, că fandările nu se fac așa, că ținei piciorul nu știu cum, și chiar vreau să evit chestia asta și nu știu, eu am mai răspuns la câteva întrebări și pe Instagram și prin comentariile de pe YouTube. Eu toate exercițiile pe care le fac, le caut pe YouTube. Dacă mă interesează exerciții pentru nu știu, brațe, scriu full arms with weights workout sau chestii de genul și acolo găsești, slavă Domnului, YouTube-ul este atât de plin de informații și de tot felul de chestii încât e păcat să nu le folosești. Să vedem ce mail am primit. Așa că, nu știu, aș face videoclipul acesta doar ca să vedeți, cele care mă urmăriți, sunteți curioase, doar ca să vedeți ce fac eu, nu neapărat ca să învăț ceva pe cineva, nu mă consider, v-am zis, nici de asta culturistă, n-am ce treabă, fac pur și simplu exerciții pentru că sportul mă ajută foarte mult să dorm bine, să mănânc corect, nu știu cum să zic, îmi crește apetitul pentru mâncare, mă face și să mă simt bine. De exemplu, astăzi, înainte să mă apuc de filmat, m-am trezit, mi-am mâncat micul dejun. Mă rog, am făcut și multe alte chestii astăzi, gen am meditat pentru astăzi, dar mi-am făcut exercițiile, după care am făcut un duș, m-am dat cu cremă de corp, m-am machiat și, nu știu, mi-a dat o stare mult mai bună, știți că sportul eliberează foarte mulți hormoni buni. După care, de exemplu, când am fost eu la psiholog, m-a întrebat, când îi spunea că sunt depresivă și ce probleme aveam în perioada aia, m-a întrebat direct, faci sport? Pentru că sportul contează enorm, de la not, la alergat, la simplu mers pe afară. Ajută enorm și pentru asta fac exerciții fizice acasă. Așa că, dacă o să fac vreodată un astfel de video și vreau să lăsați în comentarii dacă sunteți interesate, să vedeți de curiozitate, nu ca să învățați neapărat de la mine, ceea ce fac eu, așa voi face probabil. Dar dacă voi face, nu vreau să învăț pe nimeni nimic, nu vreau să fiu, nu știu ce, influență negativă, că nu fac bine fandările. Mă rog, asta ar fi. Te-ai gândit vreodată să adopți un stil de alimentație fără carne, vegan, rău, vegan, etc? Păi m-am gândit, încerc să fac schimbări mici, iubesc foarte, foarte mult animalele și tot văd clipuri de-astea dureroase despre cât de mult sunt chinuite și îmi dau și-o seama. După aia mai e chestia că sunt injectate cărnurile cu tot felul de chestii. În momentul ăsta al vieții mele nu mă văd renunțând la carne, am renunțat la laptele de vacă cu foarte mare ușurință. Stai să-mi întind și eu
picioarele. Cineva tot îmi scrie aici, isteric, mail-uri, apreciez. Primesc notificări de pe la site-urile de pe care comand. Așa, ce spuneam? Dacă am renunțat la laptele de vacă și a fost super mega simplu, amândoi n-am mai cumpărat un lapte de vacă de destul de mult timp, de la ultimul haul, cred că când ați văzut. N-am mai mâncat de foarte mult timp, sincer, mi-e poftă, brânză îmi place, îmi place carnea, dar cred că în timp, cred că în timp aș putea să o fac. Și 3, dacă s-ar fi ocazia de a-i mai adopta o pisicuță cu pisica, v-am spus. Tania 45. Conduci? Nu conduc, dar am de gând la un moment dat. Ai fost vreodată în depresie? Băi, depresia pentru mine înseamnă ceva foarte serios și sincer, deși am avut momente în viață în care am zis că mor și că nu mă mai ridic de aici, aia e, am căzut baftă, nu cred că am fost în depresie, cred că am avut căderi, multe căderi, căderi în care mi-am plâns sufletul afară din corp, după care mi-am revenit, au fost și momente în viața asta pe care nu știu cum le-am trăit și cum am trecut peste, dar mă bucură și... Și la psiholog m-am învățat chestia asta, când mi se pare că nu-s bună de nimic și că nu mai pot să fac nimic și că nu sunt stare de nimic și de ce ăla poate, aia poate, să stau și să mă gândesc prin câte am trecut și că am ajuns aici și că felul în care sunt, arăt, vorbesc, este rezultatul a lucrurilor pe care am trecut și am reușit să trec, că nu m-am oprit acolo și că sunt aici un om fericit împlinit care luptă pentru mai bine. Așa că n-am fost niciodată în depresie, sper să nu fiu, dacă aș simți vreodată că sunt sau că intru, aș face neapărat ceva. În ultima perioadă, știți că am fost la psiholog, acum mi-am oprit ședințele, dar am fost la câteva. Simțeam că am niște momente de tristețe pe care nici eu nu le înțelegeam, nu era depresie, era o tristețe ciudată, ca un val așa care venea fără o explicație și am simțit chestia asta și m-am dus imediat la psiholog și m-a ajutat foarte mult. Corina Oana, ți-ar plăcea să locuiești în altă țară? Da, mi-ar plăcea foarte mult, în orice altă țară, nu glumesc, nu vreau să fiu atât de dură cu țara în care sunt în România. Da, mi-ar plăcea pe scurt, da, dar mi-ar plăcea să trăiesc, de exemplu, mi-ar plăcea să merg în Anglia să locuiesc, mi-ar plăcea în America, mi-ar plăcea la nebunie în America, într-un loc de ăsta cu ocean, ar fi genial, mi-ar plăcea să trăiesc într-o țară nordică, deși limbele lor sunt, Dumnezeule, nu știu dacă aș putea să învăț norvegiană sau chestii de genul, mi se pare imposibil, dar mi-ar plăcea pentru că mi se par niște țări foarte civilizate. Care e brandul tău preferat de make-up? Băi, cred că Essence este, deși nu evit chestia asta, e brandul tău preferat, produsul tău preferat, pentru că se schimbă. Dar dacă ar fi să spun de unde am cele mai multe produse, cred că de la Essence. Cum treci peste o ceartă sau o contradicție cu prietenul tău, mă întreabă Alinuș Alinuș. Cred că te cheamă Alina. Alina, draga mea, e foarte greu uneori să știi să treci peste aceste contradicții, certuri, etc. Pentru că eu sunt o persoană foarte certăreață și impulsivă, chiar mă întrebase cineva. Sunt o persoană impulsivă. E o chestie certă, e ceva de care sunt conștientă și cu care mă lupt. Nu-mi place nici mie, să nu vă gândiți. Dar mă lupt și în ultimul timp mi se pare că am reușit. Se întâmplă să ne certăm. Depinde ce nivel de ceartă este. Contradicții avem foarte des, dar îmi place să cred că ne contrazicem cu cap și argumentat. Ținând cont, încercând să respecti și părerea celuilalt, deși unor ți se pare că greșește și îți vine să strângi de gât și nu înțelegi de ce nu-ți dă dreptate, pentru că tu știi că ai dreptate, dar aici trebuie să înțelegi că e ok să aveți puncte de vedere diferite, e ok să credeți lucruri diferite și e ok să te cerți. Mie îmi place să mă cer. Mi se pare că după ce ți-ai dat acolo afară toate argumentele și ai zis lui ăla nu știu ce, mă rog, nu mă refer la jigniri. Mă refer strict la contradicții și certuri pe anumite subiecte. După aia te simți mai bine, pentru că ți-ai făcut cunoscut punctul de vedere și eu eliberare și gen ok. E foarte important cum vorbești, cum îi te adresezi, fără jigniri, fără să țipi. Nu zic eu nu fac asta, eu uneori țip, pentru că eu așa vorbesc, eu sunt o persoană care ridică destul de repede tonul și destul de tare și asta poate să se interpreteze ca și cum aș țipa, dar nu asta e intenția, așa vorbesc eu mai tare pur și simplu. Deci contează cum te adresezi, contează ce spui. Important e să nu jignești, important e că atunci când ai o nemulțumire, mângâi pisica, asta fac, asta vă arăt, așa, să știi cum să o spui, ca să fie pe înțelesul lui, pentru că, uite, de exemplu, o chestie care e valabilă cu foarte multe persoane, cam cu toți, cred că, din viața noastră, de foarte multe ori vorbim pe limbaje diferite, ok? Deci noi doi, în momentul ăsta, da, vorbim aceeași limbă, vorbim limba română. Și vorbim cu aceleași cuvinte, însă uneori limbajul pe care vorbim este diferit. Știu că există și o carte care se numește 5 limbaje ale iubirii sau ceva, n-am citit-o, cred că așa era, nu bag mâna în foc, dar cert este că uneori, mi s-a întâmplat vreodată să vorbești cu o persoană
și să fie ceva de genul vorbiți împreună, dar vă înțelegeți separat. Exact ideea aia în care tu îi spui ceva, încerci să-i spui, să-i comunici ceva, persoana aia spune altceva, pare că vorbiți în același sens, dar voi vă duceți total diferit. Important este să-ți găsești calea de comunicare, să aveți aceeași cale de comunicare și să încerci să-ți faci înțeles punctul de vedere în momentele în care, ok, nu sunteți de acord, aia e foarte bine că sunteți diferiți, asta v-a adus împreună, diferențele astea te apropie foarte tare, pentru că dacă ai fi cu o persoană care e la fel ca tine, cred că te-ai plictisit foarte repede și asta e valabil pentru oricine, dar peste certurile astea serioase, nu contrazice gen, nu, alb e mai frumos, nu, roșu e mai frumos, nu, alb e mai, nu, chestiile astea, certurile serioase în care, băi, chiar te-a deranjat ceva, important e să se păstreze limita aia de respect, să spui dur și răspicat, să o spui fără lungiri și chestii ce te deranjează, să spui ce ți-ai dori să se întâmple, cum ți-ai dori să arate lucrurile. Și cam asta. Și cred că așa se rezolvă cam orice. Crezi că vei pune vreodată pauză la ceea ce faci pe YouTube? Mă întreabă Alicia. Probabil, nu știu, momentan n-am un plan. Sau în cazul în care un membru al familiei tale ți-ar cere să te oprești din a mai posta pe YouTube pentru un anumit motiv, ai face-o. În primul rând, nu cred că mi-ar cere nimeni din familie acest lucru sau nimeni important și relevant pentru mine. Știu că sună urât, dar cert este că familia nu ne-o alegem noi și nu mi se pare că ne definește. Pe mine... aș zice că mă susține familia în ceea ce fac pe YouTube. Mama e cel mai mare susținător, evident. A început, am înțeles, să se și uite la videoclipurile mele, așa că mulțumesc, mamă, foarte drăguț din partea ta. Dar alte rude, nu, unii ori nu înțeleg, ori sunt așa gen, de ce? Ia-ți un job real! Ce faci aici? What the fuck? Așa? Și nu mi-a zis nimeni niciodată, băi, oprește-te, am primit și reacții negative, reacții de genul când nu câștiga bani. De exemplu, îmi ziceau anumite persoane din viața mea că, dar măcar faci și tu un ban sau de ce faci chestia asta? Dumnezeule, oamenii nu înțeleg că poți să faci o chestie fără să câștigi bani și să te simți extraordinar și atunci când începi să și câștigi bani din ea, este un moment extraordinar. Sper pentru toată lumea să ajungeți în punctul în care să câștigați bani din pasiunea voastră, este un lucru fabulos. Dar, nu știu, nu m-aș opri, cine să-mi zică, nici mama dacă mi-ar zice să mă opresc din YouTube, n-aș face-o, decât dacă ar fi un motiv serios, dar așa că vrea ea, nici măcar nu cred că ar face-o. Laura Fuica a luat permisul, n-am dat de permis ca să-l iau, n-am fost niciodată genul ăla de persoană care abia aștept să fac 18 ani ca să dau de permis. Nu m-a interesat niciodată, dar probabil o voi face. Bianca Roxana, bună, ești drăguță, am și o întrebare, de ce nu-l arăți și pe iubitul tău? Mă mir că până acum n-am dat de întrebarea asta. Nu-l arăt pentru că nu știu, am primit întrebări, am primit foarte multe comentarii cu această întrebare, de ce nu-l arăți, de ce nu-l arăți, arată-l, și lucruri mai așa, mai urte, mai înțepătoare, de ce nu-l arăți, e urât, ți-e rușine cu el, dar după aia, că oricum nu ți-l fură nimeni, chestii de-astea foarte urcioase așa și eu înțeleg de ce lumea vrea să-ți arăți iubitul și să-ți arăți dacă se poate și toată familia, cum stai pe WC. Scuzați-mi exprimarea, dar oamenii ar vrea să vadă, să știe totul despre tine ca să aibă mai mult de criticat. Da, nu-l arăt pentru că nu-l arăt, nu e mare chestie, e relația noastră și oricum vă dau destul de multe detalii despre relația noastră, adică vă spun destul de multe lucruri, mai multe decât m-am gândit poate că o voi face, vă zic când îmi face cador, vă zic când ieșim la întâlniri, vă zic, nu la toate, evident. Vă zic când mai avem discuții, v-am zis acum și cu mutat împreună, v-am dat multe detalii și poate par așa... cum să le zic, anoste și neimportante, dar să știți că sunt detalii din viața mea, sunt lucruri intime. Nu știu câte dintre voi v-ați arătat pe YouTube, v-ați deschide, da, asta e relația mea, astea sunt problemele, să vă zic și certurile, să ne arătăm aici cum ne certăm, să ne spălăm rufele în public, să alte chestii de genul, cum se poartă foarte mult la noi în România și pe social media în general, cum toată lumea arată acolo, și cred că trebuie să păstrăm niște lucruri pentru noi, gen, nu știu, cum nici familia. Din familia ați văzut-o pe Raluca, pentru că ea a fost de acord. Mama și alte persoane nu cred că ar vrea să apară neapărat. Și dacă ar vrea, nu știu dacă aș vrea eu să o fac, sincer, nu știu. Poate o să-l arăt la un moment dat, poate o să, peste 10 ani, când o să ne căsătorim sau alte chestii, dacă va mai fi să fim împreună, probabil că o să-l vedeți, dar în momentul ăsta, nu știu de ce există atâta interes. Chiar este singurul lucru care vă interesează la mine. Mi se pare că sunt atâtea lucruri atât de frumoase despre care putem să vorbim, de genul... nu știu, make-up și natură și haul-uri de cumpărături și mâncare și lucruri de-astea senzaționale despre care putem vorbi. De ce să ne concentrăm pe asta? Să vedeți cu cine sunt sau să vedeți cum arată? De ce e atât de interesant? Nu știu, dar nu știu, sper să-mi cadă un asteroid în cap dacă m-am gândit vreodată, băi, cât de mișto mi-ar plăcea să aflu cum arată ăla, iubitul, nu știu care, mama, nu știu cine. Deci nu e treaba mea, pur și simplu, nu...
pasă. Mai devreme știți că vă ziceam de cineva care cred că mi-a lăsat întrebări de pe contul iubitului, dascălu Bogdan sau fratele whatever, m-a întrebat cum se numește bucata pentru mărirea sutienului sau în ce magazine se găsește. V-am arătat eu într-un clip, nu mai știu în ce clip, o bucățică așa, cred că v-am arătat sau v-am menționat, nu mai știu, o bucățică de material care te ajută să-ți extinzi sutienul, adică o pui aici în spate și face sutienul un pic mai larg, nu știu cum se numește, eu am găsit-o într-un magazin de chinezării. Așa am căutat-o mult timp, să știi. Nu știu cum se numește, îmi pare rău, nu pot să te ajut. Caută, poți să cauți pe internet. Și de ce nu-l arăt pe iubitul meu în vloguri, v-am spus. Așa, câți bani, iubit, câți bani, iubit. Luiza, Ivancea, câți ani ai, am răspuns și merită să faci YouTube. Merită să faci YouTube. E un subiect foarte lung, am un clip pe tema aceasta. Merită să faci YouTube dacă îți place cu adevărat, ești dispus să investești timp și poate și bani în ring light, mă rog, lumini, cameră, program de editare, laptop dacă n-ai așa ceva. Deci dacă ești dispus să investești și cu sufletul tău, dar și bani în asta, merită. Dacă simți că ai ceva de spus în plus față de ceea ce există deja pe YouTube, merită. Dar doar tu știi dacă merită, nu o face pentru bani, te rog, nu o face pentru bani. Iar cu banii, ai vrea să devii mamă peste cât timp, mă întreabă Alexandra Andreea. Da, întrebările astea eu nu le înțeleg, îmi cer scuze dacă te deranjează sau știu că am mai primit întrebări dacă vreau să fac copil, când, câți copii vreau să am. Chestia asta este atât de intimă, de ce ai vrea să întrebi în urma asta? Ideea e că probabil o să fiu mamă la un moment dat, nu știu, în momentul ăsta n-am un plan, dar o să vedeți probabil dacă o să fiu vreodată mămică. A trebuit să schimb bateria, că aparent vorbesc aici de mult prea mult timp încât bateria mea a renunțat. Bianca Pop. Cum să scap de complexele fizice? Ai putea face un video amănunțit despre asta? Cred că aș putea face un videoclip în care să vă povestesc experiența mea, pentru că sunt o persoană care a trecut prin foarte multe etape de complexe din astea fizice. În momentul de față îmi place cum arăt, îmi place corpul meu, îmi iubesc corpul, pentru că îl apreciez că mă ajută zi de zi să mă deplasez, să filmez video-ul ăsta, să exist, să trăiesc. Și încerc să gândesc în felul ăsta că, băi, apreciază-te că, ok, nu-ți plac picioarele tale, că nu știu cum, dar anumite persoane nu au picioare, de exemplu. E destul de greu să gândești în felul ăsta, deși cred că ar fi o gândire care ne-ar ajuta mult. Însă complexe fizice de genul, la un moment dat am fost foarte complexată că nu am sânii de o anumită mărime, că am umerii prea lați, că am șoldurile prea mici, mi-ar plăcea și șolduri mai mari, că am talia prea mare, că am burtă, că am piciorul prea mare. Am avut complexe fizice de la cel mai mic lucru până la cel mai mare lucru, de la genunchii mei până la mărimea mâinilor, pentru că am mâini foarte, foarte lungi. Deci, complexe fizice am avut și probabil încă am. În momentul ăsta nu mă mai preocup, nu mai stau să mă mai gândesc, mamă, ce picioare urâte am. Încerc să mă concentrez pe lucrurile care îmi plac și pe mine mă ajută și foarte mult sportul în privința asta. De exemplu, nu-mi plac mâinile mele că sunt foarte lungi, dar făcând sport s-au mai îngroșat un pic și îmi plac foarte mult acum brațele mele. Așa că nu știu exact ce sfaturi aș putea să dau. Eu încă mă lupt și cred că toată viața e o luptă cu complexele fizice. Cred că ai putea începe prin a observa ce îți place cel mai mult la tine, prin a te aprecia așa cum ești, că tu ești unică, nu mai e nimeni ca tine și asta e puterea ta, și prin a nu te compara cu alții, pentru că este extrem de destructiv. Eu așa am avut cam toate complexele mele, adică mă uitam la colegele mele de clasă, prin generală, când începea toată lumea să se dezvolte și Andreea pauză. Și Andreea a suferit foarte mult din cauza asta, pentru că nu înțelegea ce e în regulă cu ea, ce se întâmplă, de ce ea n-are sânii ca nu știu care. Și odată ce stai și te compari, n-ai cum să ieși bine din chestia asta, deci nu se poate. Întotdeauna va fi cineva care ți se va părea mai mișto și de obicei ce are altul ți se pare mai mișto decât ceea ce ai tu. Și dacă ai avea chestia pe care o are el, probabil ți-ai dori altceva și altceva și altceva și ai fi într-o continuă nemulțumire. Așa că, da, probabil voi face un clip, ar fi o idee bună, dar v-am mai zis eu așa prin diferite clipuri de faza cu complexele și chestii de genul. Văd că se repetă foarte mult întrebările despre facultate, nu o să dau foarte multe detalii în acest videoclip, însă am fost la resurse umane eu, am terminat resurse umane, mai am să-mi dau licența și asta vreau să spun. Văd că aici foarte multă lume a înțeles că eu sunt la facultate de istorie, adică am făcut istorie, n-am făcut istorie, am făcut resurse umane în cadrul facultății de istorie. Mă întreabă cineva dacă a fost dificil, o să vă povestesc în acel videoclip, stați pe fază, pe scurt nu, n-a fost atât de dificil. Ce mai e pe aici? Băi, în rest, întrebările văd că se repetă, în afară de astea cu iubitul,
dacă îmi doresc copiii, văd că sunt foarte multe despre liceu, v-am zis că o să intru mai mult în subiect. Ah, mai sunt super multe întrebări și îmi plac super mult și chiar vreau să răspund la ele, o să fie un clip foarte lung. Laura Lungu mă întreabă dacă am avut vreodată anxietate sau momente grele în care efectiv nu mai puteai gândi rațional. Dacă da, cum ai putut trece peste asta? Eu încă am, la la la. Laura, în primul rând, să știi că nu e singură. Eu am avut anxietate și încă am pe foarte multe subiecte. Din ce am înțeles, mi-a explicat psihologa, anxietatea înseamnă frica fără un obiect, adică nu ți-e frică, nu ți-e frică că o să te, nu știu, deci nu ți-e frică că o să scadă ceva în cap, ci ți-e, e o frică, frică fără obiect, ceva care e și irațional, aș putea spune. Eu am anxietate în foarte multe puncte de vedere și nu, cum să zic, nu știam că anxietate se numește. Mi-era teamă, de exemplu, am avut o perioadă din viață în care mi-era foarte frică să nu fiu urmărită până acasă. Asta n-aș putea zice că e neapărat anxietate, e o frică, să spunem. Dar aveam teama asta că cineva vrea să-mi facă ceva rău, că cineva e acolo și pregătește un plan diabolic să-mi facă ceva rău. N-am știut niciodată ce, n-am știut ce, de ce mi-era frică că o să se întâmple. Mi-era pur și simplu frică că se va întâmpla. Ulterior am înțeles că este anxietate, dar am avut anxietate, am anxietate. Anxietatea este ceva ce se întâmplă, cred că tuturor, într-o mică sau mai mare măsură și se rezolvă în timp. Îți recomand să mergi la psiholog dacă simți că te depășește subiectul și că nu poți să te descurci singură, dar da, e un subiect foarte lung. Anxietate, v-am zis, am avut, am pe mai multe privințe, am anxietate de vorbit în public. Nu, cred că e frică de vorbit în public, da, încă nu înțeleg exact ce anxietate. Eu am crezut, de exemplu, că multe alte frici pe care le-am reprezintă anxietate, dar da, e un clip, e un subiect oricum mai larg și e complicat să vă răspund în momentul ăsta, dar e greu, e foarte greu și în timp o să se treacă. Și eu am avut momente în care, nu știu, luni de zile am avut o problemă și am crezut că nu o să trec niciodată, dar a trecut. Totul trece din foarte mare fericire. Da, nu știu cât te-a ajutat acest răspuns, pot o să fac un clip? Ah, vedem. Alexandra Stângă. Cum îți întreții părul atât de frumos, având în vedere că e vopsit? Love you and wish you all the best. La fel și ție, Alexandra, mulțumesc pentru întrebare. Părul meu nu este doar vopsit, a fost roșcat, are șuvițe decolorate, a fost decolorat de 2 ori, e vopsit destul, mă rog, destul de des, nu am mai vopsit de 3 luni și plănuiesc să fac chestia asta. Cum îl întrețin? Cu foarte, foarte mult, pasă foarte mult de el și îi aloc foarte mult timp. În ultimul timp, cel puțin, de fiecare dată când m-am spălat pe cap, mi-am și aplicat mască cu care am stat, mască, mă refer, în afară de masca aceea pe care o aplic eu, masca profesională, mască de ulei. Îmi puneam pur și simplu ulei de cocos în cap, la ora 12, de exemplu, m-am spălat la 5 pe cap, adică am stat 5 ore cu masca de ulei, după aia până la 6-7, nu mai știu cât a fost ceasul, am stat și cu masca profesională. Primesc foarte multe întrebări despre părul meu. Îmi spuneți că arată foarte strălucitor și arată foarte sănătos. Este cât se poate de sănătos pentru condiția lui, pentru toate decolorările și vopsirile prin care a trecut. Eu îl întrețin cu rutina mea de îngrijire pe care am și filmat-o și o am pe canal și vă rog din suflet să vă duceți la acel videoclip. E un videoclip în care vă dau toate detaliile de care ați putea avea nevoie, chiar și mai mult de atât, în care vă spun exact ce fac, cum fac, cât îl spăl, cum îl spăl, cu ce îl spăl, ce produse folosesc și acolo aveți toate informațiile, așa că dacă aveți nelămuriri, duceți-vă, vă rog, la acel videoclip și acolo să aflați toate informațiile de care aveți nevoie despre părul meu. Fac cam aceleași lucruri, s-au mai schimbat una, două produse, dar pe scurt, stau foarte mult cu masca de păr, am grijă să nu-l frec cu prosopul, să nu-l frec cu nimic în general, nu-l trag atunci când îl pieptăn, investesc în produse de hidratare, chiar dacă pe șampon dau 10 lei, pe mască dau 90 de lei, evit să folosesc căldură pe el, de exemplu astăzi mi l-am întins după o lună după ce nu l-am mai întins deloc cu placa, pe scurt lucrurile astea, mă rog, și să evit să-l decolorezi, să-l vopsești, ar fi o idee bună, dar eu cred că și chiar și un păr blond decolorat, vai de mama lui, poate să arate absolut genial dacă ia curs timp. Dora Ionuț mă întreabă dacă îi recomand acele lame, pentru că și are probleme cu părul facial așa cum am și eu. Dacă știți, dacă nu știți, probabil o mare parte știți, pentru că videoclipul meu cu epilarea facială are foarte multe vizionare, are aproape 400.000. E enorm, nu m-aș fi așteptat niciodată. Folosesc niște lame cu care mi-au părul de pe întreaga față. Am un puf destul de enervant pe care îl iau odată la 3 săptămâni, o lună. Și primesc întrebări în momentul de față dacă după ceva timp, după ce am folosit acele lame, eu le folosesc deja de mulți ani, să știți, așa văd vreo diferență, mi-a crescut mai mult păr, s-a înnegrit, s-a asprit, eu în continuare vă recomand foarte tare acele lame. Eu nu sunt o persoană care crede că părul se îndesește de la lamă, știu că e foarte mare
nu știu, zarvă în jurul acestei lame, fie ea pentru față, fie pentru picioare, lama, bicul, pe care îl știm cu toții, că ți-ar face părul mai nu știu cum, că ți-l îngroașă, că ți-l îndesește, ca și cum o lama ar putea face chestia asta. Mă rog, eu nu cred chestia asta, e un mit 100%. Și din experiența mea, mie nu mi s-a îngroșat, părul nu s-a schimbat absolut deloc. Textura, fața mea arată foarte bine, în continuare părul de pe fața mea arată foarte bine. Chestiile de genul îngroșarea părului facial și așa se întâmplă din cauza unor hormoni, nu are nicio legătură cu... nu știu, o lamă sau cu ceea ce faci. Gândiți-vă cum ar fi ca persoanele care, bărbații care au chelit, să-și dea cu o lamă în cap și să aibă deodată acest păr. Adică să le crească părul de Rapunzel. Cum ar fi? Ar fi wow, vă dați seama. Nu este adevărat. Nu. Părul nu crește mai mult de la lamă și în continuare vă super mega recomand să încercați lamele acelea pentru epilare facială. Și cred că mai am o întrebare sau două și gata, pentru că mi-e frică de cât o să aibă clipul ăsta. Evike? Cred că se pronunță, mă întreabă cât costă să-ți faci manicura, o faci la salon. Manicura mea este o manicură cu gel, da, o fac la salon, la o fată care mi-e foarte dragă, în momentul ăsta cuticulele mele sunt cel puțin uscate și ar trebui să le dau cu ulei. Manicura mea costă, cred că, 80 de lei și sunt foarte mulțumită de ea. M-a mai întrebat cineva, uite că, nu știu dacă am răspuns la comentariul ăla, îmi spunea că eu îmi fac unghiile cu gel, persoana respectivă, eu îmi fac unghiile cu gel și îmi rezistă 2 săptămâni, după care se rup. M-a întrebat pe mine cât mă țin. Pe mine unghiile astea cred că m-ar ține și 2 luni de zile. Eu mă duc la întreținere la 4 săptămâni, dar sunt puse atât de bine și arată și atât de natural, adică nu știu, voi vi se pare că sunt unghii puse, adică foarte multe persoane au crezut că sunt unghiile mele naturale. Tipa care, la care mă duc este foarte talentată și sunt foarte mulțumită de ea și folosește produse de calitate, dau 80 de lei și unghiile m-ar ține cred că și 2 luni, dar eu nu stau 2 luni, vă dați seama. Elena Lunceanu, cine e cântărețul, cântăreața ta preferată? Ariana Grande și cântăreț Justin Timberlake. Care e culoarea ta preferată? Am multe culori, îmi place foarte mult rozul ăsta palm, se pare atât de frumos și de feminin, îl ador. Îmi place și roșu, îmi place și albastru deschis în anumite privințe, îmi plac și anumite nuanțe de mov, îmi place auriu și argintiu în mică sau mai mare măsură, depinde în ce cantități. Îmi plac multe culori, n-am o culoare neapărat preferată. Crezi în fantome sau în supranatural? Am avut o perioadă din viața în care mi-era frică de fantome cu toată ființa mea și credeam că o să vină o fantomă și o să mă mănânce sau nu știu exact ce credeam, dar în momentul de față nu cred în fantome și în supranatural decât în ceea ce înseamnă energii, în ceea ce înseamnă faptul că într-adevăr energia nu se pierde, adică noi odată ce murim, noi nu murim și dispărem total, ci deși corpul nostru este îngropat sau ce se întâmplă cu el, energia sufletului nostru rămâne cumva în aer și oricum totul e o energie, nu știu dacă voi o simțiți, dar totul e o energie, absolut tot. Dincolo de energiile acelea pe care le învățăm noi la fizică, mi se pare că totul e o energie și felul în care te simți, felul în care uneori când te întâlnești cu unii oameni, după ce vorbești cu ei, îți dau energie incredibilă și simți că, nu știu, ți-au făcut viața și ziua mai frumoasă și cu unele persoane când te întâlnești te simți la pământ și nu știi ce se întâmplă cu tine, de ce ești atât de trist și lipsit de energie, pentru că unii oameni îți dau energie din energia lor, alții ți-o fură, pentru că totul este energie. Așa că nu cred neapărat în fantome și în supranatural, nu cred în strigoi, zombi și alte chestii, acum sunt și singura acasă, e un pic dubios vorbesc despre asta, buhuhu, dar cred în energie și cred că totul este o energie. Și cam asta cred că a fost pentru astăzi. Băi, sper că am lămurit majoritatea întrebărilor și majoritatea curiozităților. Probabil o să mai vină întrebări pe aceste teme, dar acum am un Q&A la care pot să trimit oamenii care au întrebări. Sper că v-am lămurit, sper că v-am răspuns la întrebări. Nu cred că am atins toate întrebările, o să dau acum un refresh. Sigur au mai apărut încă mai multe întrebări, dar cam astea au fost în mare curiozitățile. Toată lumea mă întreabă despre iubit, despre locuit, despre banii din YouTube, etc, etc. Sper că v-am răspuns la întrebări. Mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest videoclip, probabil foarte, foarte lung. Ne revedem săptămâna viitoare, să aveți o săptămână superbă, superbă, superbă. Sper că vă place contentul pe care îl vedeți pe canalul meu și sper că vă place cum îmi stă părul astăzi și machiajul meu. Da? Ce să zic, mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest videoclip și ne revedem foarte, foarte curând la următorul.